Ne-am propus să privim, începând de astăzi, într-o altă scrisoare din corespondența Paulină. Epistola către creștinii galateni Galatia era una dintre regiunile importante din Asia Mică, situată pe platoul Anatoliei, pe teritoriul actual al Turciei. Numele provine de la triburile celtice venite din Galia, în jurul anului 300 Hristos. Evanghelia lui Isus Hristos a ajuns pe aceste meleaguri în timpul celei de-a doua călătorii misionare a apostolului Pavel, în jurul anului 50. Din pricina unor tulburări scate de alte învățături apărute după ce apostolul plecase dintre ei și pentru a pune capăt acestora, Pavel scrie epistola către galateni. V-ați gândit cum vreți să vă trăiți viața voastră cu Dumnezeu? Ar fi trei opțiuni. Pe baza legii, în mod libertin sau în libertate. Legea te va sufoca prin reglementări, libertinismul te va duce de râpă cu permisivitatea și relativismul său, doar libertatea în Hristos face din viața ta ceea ce a gândit Dumnezeu să fie. Așadar, Apostolul Pavel primise vești că niște falși învățători răspundeau erezii și îndemnau pe creștini să se întoarcă la ceea ce fuseseră înainte de a se întoarce la Hristos predicând reașezarea temeliilor și reconsiderarea rădăcinilor evreiești, acești promotori ai iudaismului, numiți de aceea iudaizatori sau iudaizanți, loveau chiar în inima credinței credincioșilor galateni. De aceea Pavel aproape că le strigă, nu-i credeți, nu-i urmați, nimic altceva nu poate să vă mântuie decât credința în Hristos. Este o scriere combativă a apostolului Pavel. În special din ea s-a inspirat și pe ea s-a întemeiat fiecare dintre trezirile spirituale care au înviorat Biserica de-a lungul veacurilor. Harul poate revoluționa viața oricui. Mesajul apăsat pe care îl transmite Apostolul Pavel prin această scriere poate fi sintetizat astfel: orice păcătos poate fi salvat doar prin har, prin credință, la care nu trebuie adăugat nimic. Și nu doar că este salvat prin har, dar păcătosul iertat și mântuit trăiește prin har. Harul este calea spre viață și felul de viață. Acestea două merg mână în mână. Dacă ar fi să indicăm un verset reprezentativ pentru mesajul întregii scrisori, acesta ar fi următorul. Galateni 1, versetul 4, El, adică Isus Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Nu putem și nu trebuie să mai adăugăm ceva la jertfa lui Iisus Hristos. Nimic altceva nu o poate face mai eficientă sau mai valoroasă decât este. Isus Hristos a dat pe sine însuși. El și nimeni altcineva n-ar fi putut oferi nimic mai mult. Și de ce? Ca să ne elibereze din această lume rea. Evanghelia are autenticitatea, capacitatea și disponibilitatea să te elibereze. Nu simți că există în viața sau în jurul tău lanțuri care te împiedică, te blochează? Isus Hristos este gata să le înlăture. El poate și vrea să sfărâme lanțurile care încătușează și țin în beznă inimile și mințile noastre. De aceea s-a dat pe sine, ca noi să putem fi liberi. Acesta este și astfel este Evanghelia Harului și a Gloriei lui Dumnezeu, pe care învățătorii eretici și ajunseseră în Galatia voiau să o mutileze. Nu-i de mirare că Pavel nu stă pe gânduri și se ridică să le stea împotrivă. Lupta lui este de partea Domnului, cu resursele Harului și în favoarea noastră. Data viitoare vom afla că nu putem da sau face nimic pentru a fi mântuiți.